seara, dragi telespectatori, și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Știință, Transformare, Nutriție, ale cărei înregistrări le găsiți și pe rețele de socializare cu acest nume. Astăzi suntem împreună cu un alt invitat special, Răzvan Filip, care lucrează pentru a ne ajuta în conștientizare, în autocunoaștere și în maturizarea noastră interioară, în primul rând. Dânsul a făcut multe cursuri de Access Bar, Satsang, OFT, Munaiki, dar ceea ce lucrează cu predilecție în ultimul timp este Enneagrama și Human Design. Și astăzi o să discutăm pe larg despre Human Design și ce este și cum ne poate ajuta. Bine ai venit la emisiunea noastră! Simona. Mulțumesc pentru invitație. Să vorbim despre Human Design astăzi, pentru că cel puțin în viața mea și în viața celor care au intrat în contact cu acest sistem, pentru că e un sistem de autocunoaștere, practic se potrivește profilului emisiunii, pentru că Human Design nu mai este și numit știința diversificării, pentru că el chiar conține o sumedenie de informații strânse la oaltă din mai multe științe, să zicem, ezoterice și non-ezoterice, și este practic îți oferă posibilitatea de a cunoaște vehiculul prin care funcționezi în această viață. Ca să mă explic puțin, să înțeleagă toată lumea, noi la esență suntem suflete. Sufletele vin, își aleg un corp și încep să trăiască această viață, și vehiculul în care noi viețuim nu este fără o anumită direcție, nu este gol de sens și de direcție, și atunci, cunoscându-ne vehiculul, știm cum să funcționăm corect. Pentru că, practic, pe scurt, cam asta e filozofia Human Design, îți creezi acea hartă, pentru că se creează o hartă care are la bază data, ora și locul nașterii, și în funcție de aceste trei elemente se generează o hartă, și în harta respectivă se citește profilul energetic, se citește tipul de aură, se citește scopul pentru care noi am venit în viața asta, un scop pe care putem să-l atingem sau nu. Și în funcție de asta și de cât de corect funcționăm în vehiculul respectiv, noi avem o viață mai plină de satisfacție sau mai puțin plină de satisfacție. Nu înseamnă că e ceva bine sau rău, că e corect sau greșit, ci doar că viața noastră este mai împlinită în momentul în care funcționăm corect față de în momentul în care nu funcționăm corect. Și atunci, Human Design-ul e chiar o știință, pentru că pentru început, ca să se genereze harta aia, într-adevăr, este o parte de astrologie, pentru că ține cont de planete, de constelații și de energia lor. Și explicația foarte interesantă pe care o aduce Human Design-ul la de ce este atât de exact, pentru că toți cei care și-au făcut această hartă, au studiat-o și au avut interes să afle ce este în ea, au descoperit că ea li se potrivește exact și că urmând direcțiile pe care ea le oferă celui care își face această hartă, viața lor se îmbunătățește foarte mult în multe aspecte și multe capitole ale vieții. Deci așa ne-ar putea ajuta, de fapt, acest Human Design. Să ne înțelegem mai bine. Sigur. Și aplicând poate acele conștientizări care apar la acea ședință, să lucrăm la un potențial mai înalt al nostru, nu? Ceva de sigur. În primul rând, sunt două elemente de bază pe care ar fi bine să le urmăm. Una dintre ele este tipologia și cealaltă este autoritatea. Ce se întâmplă? Dacă o să vedeți harta de Human Design, ea conține 9 centri energetici și cei 7 centri pe care îi regăsim în tradiția hindusă, la care se adaugă încă 2, și anume centrul splenic și centrul G.
Centrul Splenic, spune RA, care este promotorul acestui sistem, este un centru de conștiență foarte vechi, pe care se bazau strămoșii noștri pentru supraviețuire acum foarte multe mii de ani. Și geul este, în human design se numește monopolul magnetic și este, ca să zic așa, poarta prin care sufletul nostru conduce această mașinuță pe care noi o vedem în viața noastră ca și corp fizic. Ce se întâmplă? Toate stelele din univers creează această radiație de neutrino. Da? Odată în acele reactoare de fuziune nucleară, din cauza puterii acelor reacții, stelele sunt toate creatoare de radiații de neutrino. Neutrino este o particulă elementară foarte mică, care nu are masă, nu are niciun fel de caracteristică fizică, dar păstrează informația. Deci ea, practic, trece prin absolut toate lucrurile, nu se oprește în absolut nimica, dar ca să ne imaginăm, dacă avem o stea care creează aceste valuri continue de neutrino și trec prin, să zicem, prin planeta Marte, ele se impregnează cu energia planetei Marte și atunci acea energie vine și trece și prin corpurile noastre, iar corpurile noastre sunt sensibile la anumite energii. Adică să zicem că în chartul meu eu am o anumită poartă, care poarta respectivă este o cheie din genele mele, care sunt active în acest corp, și Marte mi-activează mie o anumită parte a potențialului meu. Și atunci acea radiație de neutrino vine, lovește poarta din interiorul meu și poarta mea începe să se activeze. Practic, aceste valuri de neutrino și existența acestor valuri continue de energie ne arată o explicație foarte bună de ce informații pe care astrologia le aduce în atenția noastră pot să fie atât de corecte. Pentru că sunt anumite lucruri pe care și astrologia le arată corect legat de potențialul nostru, legat de ceea ce putem să facem. Chiar am discutat un pic mai înainte comparativ astrologie human design și spuneai că human design e la un nivel un pic mai înalt pentru că ne dă mult mai multă înțelegere, nu e? Este un sistem mult mai complex. După părerea mea, definește foarte multe dintre elementele de care noi avem nevoie ca să trăim mult mai conștient și ca să putem să avem o viață mult mai ușoară. Și o să și explic de ce. Așa cum am spus, configurația asta de la naștere, ea ne dă profilul, dacă o să vă uitați pe harta de human design. Da, chiar o să luăm niște exemple. Sigur că da. Dacă vă uitați pe harta de human design, o să vedeți că e un desen cu un corp uman în care sunt cei 9 centri, iar stânga și dreapta sunt două coloane de cifre. Coloana din dreapta este practic profilul personalității noastre și o să explic imediat și cum se diferențiază cele două coloane. Profilul din dreapta este practic dat de data, ora și locul nașterii. Dar o să vedeți că în stânga mai există un tabel cu alte cifre care este profilul designului nostru, care este profilul vehiculului nostru, care este dat de o dată cu 8 săptămâni înainte de data nașterii. Combinația dintre cele două ne dă nouă acel profil energetic și felul de tipologia energetică care pe noi ne ajută să trăim corect. Și am să explic imediat ce înseamnă asta. În human design există 4 tipologii mari și late de aure. Tipologia de aură ne oferă o explicație a modului în care funcționăm corect. De ce? Să zicem că hai să luăm exemplul nostru, pentru că tocmai ți-am făcut și ție chartul și știm că și eu și tu suntem proiectori. Proiectorii au o aură care penetrează. Practic, proiectorii sunt aici ca să învețe
să evolueze și să se autocunoască prin celălalt. Și atunci ei au nevoie să poată să penetreze aura celelalte persoane ca să extragă informațiile de acolo. Dar problema proiectorilor, problemă. Chestiunea e că proiectorii nu au rezervorul lor de energie. Și atunci au nevoie de o altă tipologie care se numește generatori, care să-i recunoască, care să-i invite și care să le ofere oportunitățile de creștere și de dezvoltare. Abia în momentul acela, proiectorul primește și el energie și poate să funcționeze și el la un alt nivel. Până atunci, de obicei, proiectorii stau undeva pe margine și ca să le meargă bine, ei se specializează. Și în momentul în care se specializează, aura lor radiază, emite de la sine și încep să atragă oameni, încep să atragă oportunități și așa mai departe. Deci trebuie să ne căsătorim cu un generator, nu? Ăsta este unul dintre cazurile bune, să zicem. Toate, nu știu, nu e o chestie bătută în cuie. Există avantaje ale combinației astea și dezavantaje, sigur că da. Că la un moment dat, de exemplu, proiectorul poate să preia, pentru că dacă ne uităm pe chartul ăla, sunt niște centri care sunt colorați și unii care nu sunt colorați. Centrii care nu sunt colorați și sunt albi, sunt centri deschiși. Acei centri preiau energia din centrii definiți. Și noi, ca proiector, de exemplu, dacă stăm toată ziua cu un generator, generatorul știe să gestioneze energia sacrală. Pentru că are un motor interior care poate să facă lucrul ăsta. Proiectorii nu au. Ei pot să se simte foarte energizați în compania unui generator și apoi să nu știe ce să facă cu energia. Și să nu poată să doarmă, să nu poată să se relaxeze și să nu se poată liniști. Tocmai din cauza că au acea energie în interiorul lor care nu le este caracteristică și cu care nu știu ce să facă. Deci în toate e un plus și minus, da? Sigur că da, sigur că da. Generatorii, pe de altă parte, au cu totul și cu totul altfel de aură. Generatorii întotdeauna au centru sacral definit și au această energie foarte mare pentru că ei au venit aici să miște lumea, să genereze mișcare și evoluție. Dar generatorii de obicei nu au un sistem de ghidaj interior la fel de profund ca cel al proiectorului. Proiectorii sunt aici ca să ghideze. Să ghideze mișcarea generatorilor. Generatorii sunt cei care muncesc. Energia sacrală înseamnă energie vitală și sexuală. Cele două sunt forțele care mișcă lumea și care o fac să se schimbe și să evolueze. Generatorii au cu totul și cu totul altfel de aură. Ei au o aură care învăluie, îmbracă. Ea este ca un magnet. De altfel, generatorii n-au nevoie să inițieze, să caute, să se streseze, să încerce să facă ceva. Ei trebuie doar să fie atenți pentru că întotdeauna viața le aduce în față oportunitățile de care au nevoie. Singurul lucru pe care trebuie să-l învețe este care dintre acele oportunități sunt corecte. Și o să ajungem și la asta când o să vorbim despre strategia, despre felul în care fiecare ia deciziile. Și mai erau încă două tipologii. Da, mai sunt încă două tipologii. Mai este tipologia de manifestatori. Manifestatorii sunt o tipologie cu aură care respinge. Manifestatorii dintre toate tipologiile din Human Design sunt cei care pot iniția. Pentru că în rest toți au nevoie să aștepte și să răspundă. Generatorii trebuie să răspundă, doar așa se activează centrul sacral. Manifestatorii sunt cei care pot iniția. Nu neapărat duc lucrurile la sfârșit, dar pot iniția. Pentru că au o aură foarte puternică și care respinge. Problema lor este că întâmpină rezistență, bineînțeles. Pentru că întotdeauna cei care inițiază sunt cei care aduc lucruri noi și atunci li se opune rezistență. Și atunci ei trebuie să învețe să anunțe ca să funcționeze corect. Și atunci anunțând, ei înmoaie cumva rezistența din jur și nu mai au atât de multe probleme. În ce sens anunțând? Poți să dai un exemplu? Adică să zică efectiv... De exemplu, ca să dau cel mai bun exemplu, mâine că eu am un merg... copil manifestator acasă. Okay. Da? Cheia pentru un manifestator este să-l înveți că are o forță foarte mare și că să anunțe. Anunță.
ies din casă. Acum ies din casă, pentru că oricum nu poți să-l oprești. Că dacă și-a pus ceva în cap, n-ai cum să oprești un manifestator, pentru că el duce lucrurile până când el simte că are nevoie să le ducă. Pentru mine și Laura, soția mea, a fost foarte important să aflăm că avem un copil manifestator, pentru că manifestatorii, din cauza că li se opune rezistență, din cauza că se bagă în tot felul de situații periculoase aparent, adică iese pe pervazul geamului și tot felul de chestii de genul ăsta, da, fără niciun fel de problemă, dar au și o dexteritate foarte mare, de la 7 luni merge și nu se împiedică de jucării, e ceva interesant. Pentru noi a fost o foarte bună informație, pentru că avea accese de furie. Manifestatorii au probleme cu furia. Partea lor, când sunt împliniți, experimentează pacea, iar când au probleme, experimentează furia. Și fiecare tipologie are dualitatea asta în ea. Aflând lucrul ăsta, nouă ne-a fost foarte ușor să gestionăm accesele ei de furie, pentru că nu mai știam ce să facem cu ea. Pentru că se enerva și nu scotea absolut nimic. Și trebuie lăsată, pentru că ea își gestionează singura furia și în 10 minute țopăie singură, fericită. Și asta e învățată să aibă grijă de cei din jur, pentru că având forța aia poate să treacă peste oameni fără să se mai uite la ei și să nu-i pese. Dar în momentul în care face chestia asta, îi se opune rezistență și atunci se naște furia. Dacă anunță... Deci ea anunță, nu noi să anunțăm. Nu. Ea trebuie să anunțe că face lucrul respectiv. Nu neapărat să ceară voie. Dar la un copil, bineînțeles că ai nevoie să setezi niște limite sănătoase, că dacă vrea să se arunce pe geam, nu poți să o lași să se arunce pe geam, chiar dacă e un manifestator. Așa. Deci ăștia sunt manifestatorii. Și mai există o categorie care este foarte rar întâlnită, sunt cam 1-2% din populație, care sunt reflectori. Reflectorii au tot chartul gol, deci au toți centrii nedefiniți, ei au o aură care reflectă, după cum le este și numerele, de teflon, le spunea Rauruhu. Ei sunt aici ca să-și găsească locul. Sunt o particularitate mai ciudată despre care am întâlnit o singură persoană reflector până acum. Sunt niște persoane publice cunoscute ca reflectori, dar ceea ce este interesant de observat este faptul că dacă ne uităm la charturile Human Design și vedem că aproximativ 70% din populație sunt generatori. Generatorii, ca și strategie de viață, ei au nevoie să aștepte oportunitățile care întotdeauna vin către ei. Ei n-au nevoie să facă decât să aibă încredere în faptul că viața le aduce întotdeauna oportunitățile de care au nevoie. Pentru că ce se întâmplă? Rezervorul lor sacral în fiecare zi se umple de energie pentru acele oportunități corecte care vin în viața lor. Și atunci, ei n-au de făcut decât să învețe să aștepte și să răspundă acelor oportunități. Chestiunea e să le aleagă, nu, acele oportunități. Sigur că, dar o să vorbim imediat și de cum ne luăm deciziile, pentru că ne învață Human Design-ul și chestia asta. Ideea e următoarea. Noi am fost educați că trebuie să mergem în lume, să inițiem, să facem lucrurile să funcționeze. Să muncim mult, din păcate. Exact, avem mulți preconcepți din copilărie. Da. Și atunci, dacă înțelegem că designul acestui vehicul este făcut să funcționeze altfel. Deci noi nu funcționăm corect dacă suntem generatori și începem să inițiem, o să ajungem în problema generatorului. Adică o să ajungem în frustrare că lucrurile nu funcționează și că nu avem energie să le facem, pentru că rezervorul sacral se activează doar ca răspuns la niște oportunități. Fie că e vorba de o circumstanță de viață care vine către mine și mi oferă o oportunitate sau chiar este o invitație din partea unei persoane. Pentru că, iată, cealaltă fată a noastră este generator. E o subramură a generatorilor care se numește manifestator-generator, care sunt un fel de Speedy Gonzales al generatorilor, pentru că au mai multă viteză, cam sare etapele. Dar și au și o parte de manifestator. După ce răspund oportunităților, ei poate să funcționeze ca manifestator și e bine să anunțe.
având fata cea mare este manifestator generator. Manifestatori generatori au nevoie de invitații ca să învețe în primul rând ce înseamnă răspunsul sacral, pentru că sacralul are un anumit răspuns pe care îl putem observa. Este, englezii îi spun gut feeling. Este pur și simplu o senzație în interiorul stomacului că lucrurile sunt bune sau nu sunt bune. Relaxant sau stres, exact, stres. Exact, exact. E, învățând copilul de mic să-și asculte centrul sacral, îl ajuți să își rafineze observarea și să funcționeze corect. Pentru că centrul ăsta este caracteristica specială a generatorilor. Pentru că nici reflectorii, nici proiectorii, nici manifestorii nu au acest centru activ. Ce se întâmplă? Crescând un copil generator, ajutându-l prin aceste invitații, pur și simplu, în loc să-i spui du-te și spală-te pe dinți, te duci și întrebi, ai vrea să te speli pe dinți acum? Crezi că e momentul? Adică întotdeauna, da, îl pui să aleagă, nu-i impui ceva. Și atunci, în timp, copilul învață să funcționeze în modul corect. Aceasta pentru? Generatori. Pentru deci generatori și manifestatori generatori, că aia e doar o subramură. Proiectorii, de exemplu, dacă are cineva un copil proiector, proiectorii au nevoie de foarte multă încurajare. Pentru că la ei nu vin oportunitățile cum vin la generatori. Și ei trebuie să aștepte. Dar ei trebuie să aștepte mult mai mult. Pentru că abia în momentul în care ei se specializează și începe aura lor să emane un soi de informație pe care câmpurile celorlaltor persoane încep să o perceapă în mod subtil. Și când intră în contact, oamenii ăia încep să fie interesați și vin să te întrebe. Vin să, pur și simplu, știu că acolo găsesc răspunsul. Dar ideea e să nu inițiezi. Problema cu proiectorul este că el are nevoie să se specializeze, chiar să dea niște lucruri de calitate ca să înceapă să fie văzut. Și atunci, pentru un copil proiector, este esențial să fie recunoscut, să fie lăudat și la fel să îi se dea tot felul de oportunități la care să răspundă, ca să învețe să-și folosească și modul intern de a lua deciziile, care este autoritatea internă. Deci human design e uimitor, chiar ne afectează toate aspectele vieții. Sigur relația că da. Cu familia, cu sigur copii, da. Cu părinții, cu toți din jur. Nu cred că avem timp în formatul emisiunii să vorbim despre toate elementele pe care human design ni le dezvăluie într-o hartă și într-un profil. Da. Și celelalte tipuri de copii, cum am putea să-i ajutăm? Păi manifestarii e nevoie să-i ajutăm să învețe să anunțe, pentru că pentru ei asta este și iar să aibă grijă de ceilalți, să observe că atunci când ei au forța aia și încep să inițieze ceva, să aibă grijă întotdeauna cine e în jurul lor, ce se întâmplă, adică să aibă compasiune. Da, da. Iar reflectorii sunt o tipologie mai ciudată care, practic, ei nu au un motor prin care își iau deciziile, motor interior, pentru că n-au niciun centru definit, că o să vedem că doar centrii definiți pot fi autoritatea interioară cu care să luăm deciziile corecte. Și atunci ei au nevoie să aștepte un ciclu lunar, ca să știe care le este direcția sau ce au de făcut. Deci părinții nu prea pot face mare lucru. Da, ei au o viață mai ciudată și sunt, cum să spun, niște fanioane, ca să zic așa, în toată umanitatea. Pentru că dacă noi ne uităm la felul în care interacționează manifestatorii, generatorii, proiectorii, practic manifestatorii inițiază, generatorii duc mai departe inițierile manifestatorilor, iar proiectorii ghidează. Și reflectorii sunt acele fanioane care ne arată dacă direcția e corectă sau nu e corectă și unde mai avem de făcut ajustări. Deci, practic, noi nu trebuie să ne uităm la tipologiile astea de aură ca la niște lucruri separate. Ele sunt parte dintr-un tot unitar, mecanisme ale unui
motor, să zicem, extrem de performant și perfect. Da, interesant. Da. Există un site non-profit, să zicem, sau ceva unde ar putea să-și calculeze asta măcar de idee? Sigur că normal da. Că ar trebui să participe la un curs cu tine sau cu altcineva ca să înțeleagă mult mai mult în detaliu ce se întâmplă acolo. Da. Deci există, Raul Ruhu a pus bazele chiar unei școli în Statele Unite de human design, dar există și site-ul lui personal care se numește jovianarchive.com, unde se poate genera, sunt mai multe site-uri unde se poate genera un chart din ăsta gratuit și sunt niște informații de bază pe care le poți primi pe site-urile respective peste tot, pentru că... Doar o simplă căutare, deci... Da, sigur că da. Se caută chart human design și sunt mai multe site-uri care oferă serviciul ăsta. Da. Mulțumesc pentru informații. După pauză o să continuăm în discuția noastră. Foarte interesant. Ați revenit. Sunt Simona Ioniță și sunteți la emisiunea Știință, Transformare, Nutriție cu invitatul nostru, Răzvan Filip. Discutăm despre human design. Cum ai ajuns tu pe calea asta de a dezvoltării personale și spre human design și enneagramă? Da, e o întrebare foarte interesantă. Eu am trăit marea majoritate a vieții mele cu o senzație că ceva e ciudat sau în neregulă. Eu m-am considerat mult timp un extraterestru pe lumea asta, pentru că nu mi înțelegeam locul și nu se întâmpla să găsesc nimic care să mă satisfacă. Și la un moment dat, în fine, am făcut și eu tot felul de cursuri căutând niște răspunsuri la întrebările mele interioare. Ideea e că la un moment dat, acum e foarte pe scurt povestea, că sunt multe de spus, la un moment dat am văzut un filmuleț cu Papaji, pentru cei care îl cunosc, e un mare maestru indian, și în acel mic clip am văzut cum un alt viitor maestru ajungea să trăiască o experiență de realizare a sinelui sau de trezire spirituală și e ca și cum ceva m-a lovit un tren. Vreau și eu, nu? Și de acolo, da, pentru că părea atât de simplu. Și chiar este, la un moment dat, destul de simplu. Și dintr-una într-alta am ajuns să căutăm totuși. Există această experiență de trezire spirituală, există acea esență care stă la baza tuturor lucrurilor, care susține întreaga manifestare, dar totuși, până la urmă, ea se exprimă prin acest corp care este condiționat. De când ne naștem, sunt tot felul de interacțiuni cu mediul înconjurător și părinții, societatea, limbajul, modul de gândire, toate ne condiționează să funcționăm într-un anumit fel. Și tu, de fapt, prin enneagramă și human design, exact asta încerci să faci. Sigur. Să explici interiorul tău atât de profund, printr-o metodă mentală, să spunem, spre exterior, ceva de genul ăsta. Nu și este și o metodă mentală, că aici e chestiunea. Întâi pentru tine și apoi să ajungi pe ceilalți să înțeleagă. Human design-ul și enneagrama, cum să spun, doar dacă citești profilul respectiv, el este psihoactiv. Pentru că undeva în interiorul nostru, în subconștient, noi știm lucrurile astea. Metodă științifică, să-i spunem. Da, este o metodă științifică, da. Pentru că ea se susține pe rezultatele pe care le are. Dar e o chestie experiențială. Pentru că în momentul în care noi rămânem doar în mental, atunci, într-adevăr, ne putem șlefui și ne putem aprofunda înțelegerea. Dar pentru a trăi o experiență de realizare a sinelui sau de trezire spirituală, avem nevoie de experiența în sine. Nici o înțelegere de pe lumea asta nu mă conduce acolo, ci doar prin experiențial. Dar ce se întâmplă? Și eu și soția mea, intrând pe calea asta, că ne-am nimerit amândoi în aceeași direcție,
Am început ați să căutăm, pe vibrație, sigur nu că v-ați da. Nimerit. Sigur, bine, nimerit e un fel de a spune că și human design-ul ne explică că toate lucrurile funcționează într-un anumit fel pentru că ele sunt făcute să funcționeze în felul ăla. La un moment dat, tot studiind și analizând lucrurile, ne-am dat seama că nu este de ajuns să trăiești experiența asta de realizare, că asta explicam. Și atunci am ajuns să căutăm niște sisteme de autocunoaștere care să ne ajute, pe de o parte, să susținem această experiență, pentru că sunt persoane care trec prin experiența asta și ajung să trăiască niște traume și să aibă nevoie de niște ani de zile ca să-și revină, tocmai pentru că n-au făcut niciun fel de muncă cu ei înșiși, n-au făcut nicio dezvoltare personală, nu au un ego sănătos. Și, ulterior, după experiența de trezire, e nevoie să încorporezi acele lucruri pe care le descoperi în experiența respectivă. Și asta nu se poate face decât prin această muncă cu sinele de dezvoltare personală și de încorporare, maturizarea despre care vorbeam la început, înainte de emisiune. De fapt, asta înseamnă. Înseamnă să-ți cunoști vehiculul, să fii conștient de propria ta natură esențială și apoi să fii și capabil să o exprimi. Iar chestia asta nu se poate face decât în momentul în care te cunoști foarte bine și ești conștient de toate fixațiile și de toate programele, mai mult sau mai puțin, bineînțeles, care rulează aici și ești mereu prezent acolo când ele se manifestă, pentru că o experiență din asta de trezire spirituală nu-ți șterge reactivitatea corporală. Ea rămâne în continuare acolo. Poate fi ignorată, sigur că da, mult mai ușor. Dar ea nu se șterge. Ea se șterge în momentul în care înțelegi rădăcina din care acea reacție se naște în corpul tău. Și nu poți să faci lucrul ăsta decât în momentul în care începi să intri tot mai în profunzime în tine. Să faci această muncă de introspecție. Da. Zi. Human design, eu am intrat în contact cu el acum vreo 5 ani. O știință relativ nouă. O prietenă din America, nici nu exista atunci în România prea mult. Deci e o știință relativ nouă, dar poate le explici cumva telespectatorilor cum a apărut, când, sigur de ce, că da. Din ce ne... Promotorul acestei științe este un personaj care și-a spus Rau Ruhu, care a avut prin anul 1984 o experiență mistică de 8 zile în care a primit toate aceste informații. Deci el practic în acea transă mistică a primit toate informațiile astea și apoi 25 de ani în continuu el a ținut conferințe, cursuri și a strâns o întreagă echipă de oameni care l-au ajutat să structureze informația într-un anumit fel, astfel încât să poată fi dată mai departe oamenilor. Așa cum am mai spus, există o școală de human design în Statele Unite unde se fac cursuri și se fac specializări pe diverse ramuri, pentru că human design-ul are diverse specializări, adică are specializare pentru sănătate, pentru nutriție, pentru firme, cum organizezi echipa în cadrul firmei ca oamenii care sunt în echipa respectivă să dea randamentul cel mai bun. Adică are o grămadă de aplicații practice. Pe lângă această rezolvare a problemelor personale a fiecăruia. Pentru că ce se întâmplă? Dacă înțelegem că toată lumea asta este un mecanism care funcționează în baza unor legi pe care noi nu le vedem, sunt niște legi care sunt undeva dintr-un nivel foarte profund coordonate, adică sufletul nostru, esența, coordonează toate aceste lucruri, iar la suprafață noi vedem doar funcționarea mecanismelor. Dar dacă înțelegem cum funcționează mecanismele respective și ne așezăm în direcția pe care mecanismul deja o are, pentru că aici iarăși e o poveste foarte frumoasă, Ra încercând să explice cum funcționează sistemul human design, zice așa, ne trezim la un moment dat într-o mașină care circulă pe o stradă, ca pasagerul din spate. Deci personalitatea noastră, cel care observă, este pasagerul din spate, care n-are de făcut altceva decât să se bucure de călătoria pe care deja o face. Mașina este corpul, iar șoferul este sufletul nostru.
Și toate lucrurile astea se regăsesc în acel chart de human design. Înțelegând felul că dacă avem un Ferrari, să zicem, ca mașină ne-am ales, trebuie să-i punem benzină, nu motorină. Trebuie să-i punem niște cauciucuri de un anumit fel, ulei de un anumit fel și așa mai departe. Sufletul nostru, șoferul, știe toate lucrurile astea și le coordonează și duce mașina în direcția potrivită. Atâta timp cu viteza potrivită. Sigur că da. Atâta timp când noi nu ne opunem. Da, din postura de pasager pe locul din spate. Da, și cu mintea noastră exact. Care crede că trebuie într-un anumit mod. Da, și aici ajungem la... Nu știu dacă am acoperit destul de mult despre sistem, dar cred că e mai important să punctăm niște lucruri practice și interesante despre sistem. Există informații despre sistemul ăsta și se pot găsi pe net. Ba chiar există și un film în care Raul Ruhu își povestește întreaga experiență. E un film foarte interesant pentru cei care știu limba engleză. Este... Cum se numește sau? Se caută pe YouTube Raul Ruhu... Awakening sau Human Design și este unul dintre filmele, are, nu știu, aproximativ o oră, în care își povestește întreaga experiență pe care a avut-o la Ibiza. Da, tu ziceai ceva că Human Design e de fapt o sinteză a multor alte științe străvechi, când vorbeam noi înainte. Poți să zicem... explici un pic? Ce ai până și fizica cuantică, cum m-a uimit. Da, da. Deci este... Da, da. Este, cum să zic... Sistemele astea existau înainte ca informație, da? Și I Ching-ul, și Kabbala, și sistemul de chakre hinduse, și fizica cuantică, toate existau ca entități separate în conștiința umanității. Ce s-a întâmplat? Ra, când a avut experiența asta mistică, a primit informația prin care a putut să le conecteze. Pentru că ele nu sunt integrate în sensul clasic în care ele sunt exprimate. I Ching-ul, de exemplu, ca să fie foarte clar, este o colecție de traduceri a celor 64 de gene din ADN-ul uman, pe care chinezii au făcut-o acum 5-6 mii de ani, că nu se știe exact când, prin percepție directă. Dar traducerea acelor lucruri pe care ei le-au văzut acolo este extrem de poetică și metaforică. Da. Adică este pentru chinezii de acum 5-6 mii de ani. Ra are în sistemul Human Design o interpretare a acestor gene din interiorul nostru care sunt active în corp, puțin mai la îndemână, ca să zicem așa. Deci el are niște descrieri în care îți explică potențialul care este ascuns în fiecare genă activă din ADN-ul nostru. Noi nu avem, conform sistemului Human Design, nu avem toate genele, toate cele 64 de gene cu același potențial de exprimare prin corpul ăsta. Avem unele care au potențial de exprimare mult mai mare decât altele. Și acelea ne creionează comportamentul, reacțiile și tot ceea ce facem. Și atunci, iată, I Ching-ul și-a găsit un loc în sistemul Human Design în care descoperim acele elemente unice pentru fiecare dintre noi. Da. Pentru că dacă luăm, nu știu acum dacă telespectatorii știu acele ideograme din I Ching, care sunt niște combinații de linii yin și yang. Linia yin e dreaptă și linia yin este întreruptă. E, cele 64 de combinații, pentru că sunt 6 linii în I Ching, cele combinații de 6 luate câte 2 fac 64. Cele 64 de combinații în Human Design sunt studiate în amănunțime și se intră în niște detalii atât de profunde, sub liniile de I Ching există pe fiecare linie 6 culori, sub fiecare culoare există 6 tonuri și sub fiecare ton există 5 baze. Deci știință, și fiecare știință, dintre știință. Noi, da, fiecare dintre noi are o combinație unică de elemente care dau profilul, strategia, autoritatea și așa mai departe. Ce ar fi foarte interesant este să cuplăm felul de funcționare al celor 4 tipologii cu autoritatea interioară, adică cu acel
lucru din interiorul nostru care ne spune care sunt oportunitățile corecte pentru noi. Sigur că să aici luăm decizii, de tot. Exact. Aici este vorba despre decizii importante în viață. Acum nu o să stăm, pentru că o să vedem că unii dintre noi avem nevoie de un timp până să știm care este răspunsul corect. Și acum nu o să stăm în fața borcanului de castraveți acri la magazin să ne gândim, să stăm, să dormim o noapte ca să putem să luăm decizia dacă luăm pe ăsta sau pe celălalt. E vorba de decizii importante. Chestiunea e că lumea din ziua de astăzi e învățată să ia decizii cu mintea. Din păcate, mintea este un instrument extraordinar pentru că ne ajută. Comunicarea pe care noi o avem în momentul ăsta se întâmplă datorită minții noastre, că putem să abstractizăm niște concepte și să le și exprimăm. Apoi, este un instrument extraordinar de sinteză, de comparație, dar este un instrument groaznic în momentul în care vine vorba de luarea deciziilor. Pentru că mintea nu are niciodată baza de date suficientă și nici puterea de calcul atât de mare încât să le pună pe toate la un loc și să zică asta este sigur decizia corectă. Ei, nu degeaba au demonstrat că inima are neuroni și are câmpul de 100 de mii de ori mai mare. Și stomacul are neuroni. Da, că tot lucrăm și lucrez și eu cu Harvard. Sigur că da, sigur că da. Da, și atunci, studiind profilele noastre, chartul Human Design, putem să vedem care este autoritatea în funcție de care centri sunt definiți în chartul nostru. Și să luăm exemplul nostru, pentru că amândoi suntem niște proiectori emoționali. Pentru noi, deciziile se iau în felul următor. Deciziile corecte, sigur că da. În momentul în care cineva ne recunoaște și ne invită, invitația respectivă o să o iau și o să o studiez din toate punctele de vedere emoțional. Pentru că ce se întâmplă? Motorul emoțional în Human Design, plexul solar este motorul emoțional. El creează unde, da? Unde emoționale care sunt când sus, când jos. Dacă eu primesc o oportunitate care nu este bună pentru mine și sunt pe val sus, întotdeauna o să zic da. O să zic, oh, wow, și a doua zi o să zic, oh, dar de ce am făcut chestia asta? Dacă sunt pe val jos și vine o oportunitate care e corectă pentru mine, eu o să spun întotdeauna nu. Pentru că așa simt în interiorul meu. Și atunci e nevoie să las valul ăsta emoțional să treacă și să las măcar o noapte să dorm și abia după aia să dau un răspuns invitației respective. Pentru că ce se întâmplă? Noi practic studiem răspunsul la acea întrebare din prisma întregului val emoțional. Autoritatea emoțională este cea mai profundă autoritate dintre toate, dar are nevoie de acest timp în care ajungi, are și părțile ei mai puțin plăcute, faptul că n-ajungi niciodată la o siguranță de 100%, undeva pe la 70-80% e, pentru că e o chestie de simțire interioară. Dar numai în moment de neutralitate, pentru că la un moment dat valul ajunge în zona neutră și după ce a trecut un val emoțional întreg, ceea ce înseamnă că cei care au autoritate emoțională au nevoie să învețe și să observe funcționarea acestui val emoțional ca să știe unde sunt pe val și să vadă când au de luat decizii cât trebuie să aștepte, să se tot întrebe. Chestia interesantă e că lucrurile funcționează într-un fel atât de minunat și de perfect încât acele oportunități care sunt corecte pentru cei care au autoritate emoțională, persoanele care fac invitația sunt dispuse să aștepte timpul pe care motorul emoțional are nevoie ca să poată să ajungă la decizia corectă. Adică universul așează cum trebuie. Sigur că da. Da. A doua tipologie? Cum deci mai sunt mai multe feluri de autorități. Generatorii, nu toți, că pot să fie și emoționali, generatorii au acel motor sacral. Pentru ei, sacralul în principiu este autoritatea interioară. Sacralul spune în momentul prezent da sau nu. Dar numai ca răspuns. Nu-l poți folosi să afli alte lucruri. Numai când vine oportunitatea sau invitația, în momentul ăla, generatorul știe. Satisfacție, frustrare. Unde mă duc? E bună pentru mine, nu e bună pentru mine.
Ideea e că acum știm cu toții, am auzit în viața noastră că mulți dintre copii răspund cu mhm și mhm. Astea sunt sunetele pe care le scoate sacralul. De obicei, generatorii răspund în felul ăsta. Și dacă e un copil generator, ar fi de preferat să nu îi se interzică să scoată aceste sunete. Pentru că sunetele astea îl învață dacă acea oportunitate este corectă sau nu pentru el. Mai există autoritate splenică. De obicei, nu de obicei, ci în marea lui majoritate, proiector sau manifestor sunt cei care au autoritate splenică, pentru că n-au motorul sacral. Autoritatea splenică funcționează iarăși foarte interesant. Ea este foarte, foarte subtilă și funcționează numai în momentul prezent. Deci dacă noi suntem cumva rupți de momentul prezent și nu știm niciodată ce decizie să luăm în momentul prezent, sacralii și splenicii întotdeauna sunt conștienți de momentul prezent și doar atunci știu. Iar splenicul este ca un soi de intuiție care vine și care de obicei, pentru că splina este un motor care generează frici. Și atunci ea vine ca o chestie de supraviețuire sau îți miroase ceva când nu e bine. De exemplu, vrei să mergi la cinematograf și splina ta îți spune aici nu miroase bine. Și dacă ai intra în momentul ăla în cinematograf, atunci probabil că ar fi o persoană care are un virus pe lângă tine și îl iei și tu și te îmbolnăvești. Ideea e că dacă treci peste 2 ore când se termină spectacolul și persoana aia a dispărut de acolo, splina ta nu mai zice nimic. Iarăși, dacă ai pierdut momentul în care splina îți spune că e în timp real, întotdeauna, nu mai știi. Deci, în momentul ăla nu mai știi ce decizie să iei. E o poveste foarte interesantă cu Ra, că el era manifestator splenic. Și povestește la un moment dat că se suie în mașină și, de obicei, fiind un manifestator, nu-și punea centura de siguranță. Și pur și simplu a zis că și-a văzut mâna cum pune pe centură, își pune centura și nu știu încât, în 5 minute îl bușește cineva din spate. Și zice, mă uitam la mine cu mâna mea singură, s-a dus și a pus centura. A zis, ăsta era el fiind și foarte bun observator, pentru că lucrând cu sistemul și având toate cunoștințele astea, el chiar aplica lucrurile și atunci aș observa splina foarte... A fost atent și chiar a pus-o centură. Da, da. Mai sunt autorități. Există așa numită autoritate de sine proiectat, în care există niște intuiții foarte, foarte subtile, în care pur și simplu știi niște lucruri și atunci știi care este decizia. Dar chestia asta, iarăși, pentru fiecare tip de autoritate, e nevoie să practici și să observi ca să poți să vezi cum funcționează și să începi să te familiarizezi cu ea și să lași jocul mental deoparte în momentul în care vine vorba de decizii. Da. Da, și mai există, de exemplu, sunt niște proiectori mentali, de exemplu, care au cei doi centri de sus, capul și ajna, sunt definite amândouă, ei au nevoie să se audă vorbind. Deci au nevoie de alte persoane, nu ce le spun persoanele respective, ci ceea ce spun ei. Și au nevoie să spună aceleași lucruri de mai multe ori și să evalueze decizia respectivă vorbind cu alte persoane. Și auzindu-se vorbind cu alte persoane, vor ști care este decizia corectă. Da, foarte interesant. Da, și iarăși, toată funcționarea pe care... Chartul nu ne permite timpul, pentru că ar trebui să luăm un chart human design și să facem o lecție deschisă. Ba, chiar așa trebuie să luăm un. Hai să vorbim un pic înainte de fizica cuantică. Cum de fizica cuantică e inclusă în human design? Păi, ea este inclusă în explicațiile de bază ale funcționării human design. Pentru că este dată o explicație a universului dual prin fizică cuantică, pentru că se vorbește aici despre materie și antimaterie, se vorbește despre niște cristale de conștiință în interiorul corpului nostru, așa cum am mai povestit, mașinuța, șoferul și pasagerul din spate. Da? Cele două entități, să le spunem, separate, adică personalitatea și șoferul, da?
care sunt personalitatea și designul, care se regăsesc în cearpe laterale. În human design ni se spune că sunt niște cristale de conștiință care sunt antimaterie. Ele sunt menținute în echilibru de monopolul magnetic, de G-ul, de centrul G, care ne dă practic identitatea și direcția în viață. Și atunci, explicația human design este că toată experiența umană pe care noi o avem aici este menținută în funcționare de acel lucru care este non-material, adică merge pe aceeași filozofie pe care merg și toate celelalte religii, pentru că până la urmă scopul este, ca funcționând corect, să devenim conștienți de adevărata noastră natură, care se arată în funcționarea mecanismelor. Deci, practic, e destul de abstractă explicația, pentru că fiind vorba de fizică cuantică, nu sunt niște lucruri chiar așa la îndemâna... Da. Tu ziceai că ajută până și să luăm decizii, ce să mâncăm, când să dormim, cum să... Da, decizii de viață, există, zi. Da. În chart există 4 chei importante, care sunt poziția soarelui și a lunii în personalitate și în design. Dacă ne uităm pe chart, fiecare pătrățel din ăla de pe laterală, care sunt profilele, arată ceva de genul simbolul astrologic și dedesubt există o cifră, un punct și încă un număr după cifră. Prima chestie este poarta din I Ching, adică gena din ADN-ul nostru, care este activată pe acea planetă la nașterea noastră, iar după punct este linia din I Ching, din cele 6 linii, care este în designul nostru. Da. Și ne arată și energia temporală, energia pe fiecare zi, cum sigur, ne putem există, adapta se poate, și ce se poate face tot pe acel site, ca și la horoscop. Un chart care este zilnic. Se pot face și charturi de tranzit, în care să vezi cam cu ce energie o să te impacteze în luna respectivă sau în anul respectiv. Sunt persoane care chiar studiază așa ceva și există chiar și persoane care au un fel de daily view, se numește, în care în fiecare zi povestesc, pentru că soarele se tot mută dintr-o poartă, dintr-o linie în alta, dintr-o poartă în alta, și există o succesiune care se repetă anual în porțile din human design, și există o anumită energie care amplifică anumite potențiale sau nu. Da. Din păcate, nu prea mai avem așa mult timp. Un mesaj de încheiere pentru telespectatori? Ceea ce vreau să le spun este că pentru mine personal și pentru cei care au intrat în contact cu sistemul human design, a fost o descoperire foarte interesantă care practic îți schimbă viața în momentul în care ai niște elemente practice pe care să le folosești în viața ta. Și pentru cei care sunt interesați, la noi ședința durează aproximativ 5-6 ore și oamenii pleacă acasă cu un profil de 70 de pagini în care au de studiat și au de învățat o grămadă, cu exerciții, adică niște lucruri practice pe care să le aplice apoi în viața lor. Și pot participa și la training-urile tale, și de Enneagram, da, și de Human Sigur Design. Că da. Pe Facebook îl găsiți cu Răzvan Filip, da, sau Răzvan Filip Conscious Life. Site-ul harmonygroup.ro. Și de asemenea, în redacție puteți să sunați pe colegii noștri. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Simona Ioniță sunt și ne putem revedea și online la întâlniri pe care le găsiți pe site-ul meu de socializare, dar și la întâlnirea pentru eliberarea blocajelor și tehnici de a atrage ce vă dorești în viață. La revedere! La revedere!